Căsistim astăzi spectatori la o nouă ediție a emisiunii Ordina de zi. Subiecte multe și astăzi mai ales că s-au produs câteva evenimente majore. Aș începe astăzi cu Ordonanța Traseiștilor, cum a fost numită. Curtea Constituțională... A declarat astăzi că legea de aprobare a ordonanței de urgență, numărul 55 pe 2014, care permite migrația politică a aleșilor locali, este neconstituțională. Asta ar însemna, cel puțin după speculații, că cei care s-ar afla în această situație, vreo 500 de aleși locali sau vreo 500 de primari, nu mai vorbim cei consilierii locali, ar putea să-și piardă mandatele. Personal, nu cred că se va întâmpla acest lucru din cel puțin trei motive. Ar presupune pierderea mandatului, ar presupune noi alegeri, care costă. A doua problemă, le, deciziile curții constituționale nu sunt retroactive. Practic, din acest moment, să zicem, ar funcționa. Deci, ca să-și piardă mandatele, e destul de greu. Va apare și motivarea Curții Constituționale probabil într un orizont de timp de în funcție de interese, dar probabil două-trei luni, în care se va spune și calea ca această ordonanță să devină legal, ori la acest, această lege. Ori știm că majoritatea parlamentară este la acest moment pro această lege, dovadă uh, votarea legii în senat, ca să nu mai spunem și de un alt uh, Fenomen, nu știu cine ar avea, nu cred că sunt foarte multe interesele ca acești aleși să-și piardă mandatul. În primul rând, nu este interesul PSD-ului care a și primit cei mai mulți aleși locali, nu este nici în interesul PNL-ului care a primit, au primit și ei, și poate chiar în interesul PMP-ului. Nu știu dacă este în interesul UDMR-ului, la ei e, știți, e o situație mai aparte în județele unde au majoritate. Dar, apropo de această ordonanță, sesizarea care a fost trimisă de către reprezentanții PNL, noului PNL, S-a ne declarat neconstituțional ordonanța pe ideea că a reclementat în cazul instituțiilor fundamentale ale statului, cum este cazul administrației locale și partidele politice, lucru interzis de Constituție. De asemenea, în s-a făcut referire la o serie de decizii anterioare ale curții constituționale privind interzicerea, interzicerea traseismului politic al aleșilor locali, dar și la faptul că ordonanța 55 a fost adoptată în materia drepturilor electorale, lucru de asemenea interzis de legea fundamentală. Uh, Acum, cum să vă zic, vom vedea, nu se pronunță nimeni, n-am văzut un jurist uh, care să pronunțe prea uh, peșpi în presă, uh, lumea a comentat într-un fel sau altul, deci eu vreau să vă spun că aleșii locali pot să stea liniștiți până la orizontul de, de 2016 când sunt noi alegeri. Deci chiar dacă se va întâmpla, se va întâmpla undeva pe final de 2015, început de 2016, după ce, să zicem, cade din nou, în noua ordonanță, în noua lege la Curtea Constituțională. Deci, practic, nu există un risc, un risc adevărat. O să mă refer acum la un subiect care o să interesează pe mulți, sau înainte interesa pe mulți, faptul că s-ar putea să nu mai avem un retur de campionat în Liga I. Sărăcia a devenit foarte mare în Liga Națională de Fotbal. La aceasta a, co a contribuit din plin și politica, pentru că într-o țară normală n-avei cum să-l duci pe Gino Iorgulescu, președinte, la Liga Profesionistă de Fotbal. El a venit acolo. Spunând care are susținerea, și nu spunând, arătând o susținere politică majoră din partea PSD. Ce a făcut Gino Iorgulescu? Nimic altceva decât un contract de 5 ani uh, pentru o firmă a lui Arpad Pascani, sau oricum Arpad Pascani, uh, patronul CFR Cluj și clujeanul, să spunem așa, cu multe afaceri, dar în vremea, în vremea precedentei guvernări. Uh, au câștigat această licitație uh, pentru 5 ani să ne dea meciurile, și au apărut două canale de televiziune, le știți și dumneavoastră, Luc și Luc Plus, care n-au mai fost lăsate la liber. Ba din contră, s-au cerut niște sume foarte mari pentru ca aceste canale să fie redifuzate. Unii au acceptat, e vorba de rețelele UPS și Telecom, în schimb, în schimb cel mai mare, să spunem așa, operator de pe piață, RCS, a declarat pas, ca și, în general, firmele mai mici. Rostesc aceste firme, nu în ideea de a le face publicitate, ci pentru a vă lămuri și dumneavoastră asupra acestei probleme. Vreau să vă spun că ce s-a reușit. Dacă anul trecut, meciurile din Liga I, cel puțin derbiurile, ajungeau și la 4-5 milioane de telespectatori pe monitorizările care se fac, atât cât sunt ele de exacte. Anul acesta s-a ajuns la performanța ca cel mai tare derby să nu depășească 200.000 de telespectatori. Vă dați seama că asta a atras uh, încasări din publicitate foarte puține. Ca să nu vă spun, și asta ar fi altă problemă din, punctul de, uh, din punct de vedere financiar. Uh, Gaura, se pare, uh, pe care o are firma care difuzează aceste, e, e o firmă o să vă spun imediat și uh, cum se numește, dacă o, o să și găsesc. În esență, vreau să... Uh, da, Intel Sky Broadcast, ISB, ISB ca <coughs> inițiale. Uh, vreau să vă spun că au o pierdere de vreo 10 milioane de euro, au datorii la studioul de unde transmis de vreo jumătate de milion de euro, ca să nu mai spun că nu și-au plătit salariații și angajații toată această toamnă. E bine, și această firmă trebuie să plătească 13 milioane de euro în ianuarie. Pentru că, dacă acești bani nu intră în conturile Ligii și vor ajunge la cluburi, practic mai mult de jumătate din echipele din Liga Națională se vor închide efectiv, unele sunt deja în faliment, practic acești bani doar ar amâna cumva deznodământul. Eu cred că așa se va întâmpla, pentru că. Din ce se pare, această firmă caută să vândă ce a câștigat, deși e foarte dificil de făcut acest lucru, dar nu se întâmplă nimic cu Gino Iorgulescu. Deci, în mod normal, după asemenea gafă, când toată lumea spunea, bă, firma respectivă nu-i cunoscută, canalele nu sunt cunoscute, atenție, ăștia nu vor avea resursele să plătească nu știu ce el s-a încăpățânat să ne spună tare și mare că face și drege. Deci, în mod normal, dacă se întâmplă acest lucru și contractul va fi reziliat, în primul rând că e o pierdere pentru cluburi, dar politrucii din funcțiile uh, din lumea fotbalului, am avut noi și la Târgu Jiu asemenea exemple, ar trebui, ar trebui să plece. Deci, Gino Iorgulescu, cu toată stima pentru ce a făcut cândva în fotbalul românesc, dar e un dezastru pentru, pentru liga profesionistă. Deci, gândiți-vă că, vă spuneam, deci doar într-un sezon, într-un tur de campionat, firma respectivă a acumulat pierderi de 10 milioane de euro. Ce firmă din România sau uh, uh, ar putea să facă acest lucru? Uh, problema e alta. Și de asta spun eu, eu, în normal, uh, cred că e caz de dosar penal la Gino Iorgulescu și din alte motive. Și toți de cei de lângă el gândiți-vă, că prin acest contract ciudat, contestat și altele, s-a întâmplat un alt lucru. În momentul de față nimeni nu pare interesat să preia transmisia acestor meciuri. Nici, și sunt câțiva jucători pe piață marte, ci RCS, Telecomul și cu care i-am amintit mai devreme. Și UPS-ul care nu e la Târgu Jiu, nu e la Gorș. E, bine, în această în această situație se vor vinde drepturile pe sume foarte mici. Gândiți-vă că am pornit de la un contract destul de mare cu rețeaua care l-avea până acum, ne-am dus pe acest contract care e mai mic pe an și ne vom duce într-un dezastru. Deci, practic, fotbalul românesc închide în porțile dacă acest contract va, va cădea. Și cine e vinovatul? Deci eu rămân la părerea că Bine, există chiar ca acea firmă să încerce să renegocieze în minus, pentru că nu are banii respectiv și că Gino Iorgulescu, președintele LPF-ului, ar, ar accepta și acest lucru să nu se prăbușească tot. Mie nu mi se pare deloc în regulă ca să se accepte o asemenea variantă, ba din contră, părerea mea, ar fi să se ceară să se ceară cât mai mult pe acest contract și să și răspundere. Dacă tot ne luăm de Raed Arafat pentru accidentul de la Constanța, îi cere nu Ponta să demisioneze pentru votul din diaspora. Facem, găsim vinovații pe oriunde, mult mai sus pe verticală decât cred că ar fi normal pentru că până la ei răspund alții. În schimb, la Gine cu deocată nu se întâmplă nimic. Cred că ar trebui deja și să ne așteptăm perioada respectivă pentru a vedea că sunt, sunt probleme. E, trecem la un subiect delicat și în același timp dureros pentru români și România. Am mai vorbit de el și în seriile trecute. Se referă la ce se întâmplă în momentul de față în Ardeal. Acolo unde S-a cântat himnul de stat al Ungariei, parcă a fost prima dată, într-o manifestare, iar prefectul din județul respectiv a dat o amendă către reprezentanții Partidului Civic Maghiar. Vreau să vă spun că o umbră de normalitate începe să se producă. Și anume, Dicotul, a început urmărirea penală în Rem pentru amenințare. După ce, în cadrul unei reuniuni a conducerii UDMR, s-a vorbit despre repetarea evenimentelor din Târgu Mureș din martie 90. Să vă spunem și contextul. Știa, știți, a fost manifestarea aceea, s-a cântat, cântat imnul Ungarii și toate cele, o manifestație clar antiromânească. Prefectul a luat decizia să amendeze reprezentanții Partidului Cipri Maghiar cu 5.000 de lei, cu 50 de milioane de lei vechi pentru această manifestare și maghiarii au luat foc, ba din contră primarul de Târgu Mureș a declarat că dacă premierul Ponta uh, nu-l va instrui în ghilimele pe prefectul de Covasna să lase în pace maghiarii, cităm, atunci în secuime s-ar putea întâmpla ce s-a întâmplat în martie 90 la Târgu Mureș. Era vorba, știți, acele manifestări de după Revoluție, care nu ne în care români au murit în zona respectivă. Bine, acum vreau să vă spun că nici ai de trăiesc în momentul de față în zonă, nu du prea bine din acest punct de vedere, iar statul român se face că nu vede aceste lucruri. Sunt lucruri din ardeal extrem de dureroase. Românii nu mai sunt stăpâni la ei în țară, dar autoritățile noastre s-au făcut că plouă. De ce? pentru că și vechea guvernare și actuala guvernare, cel puțin până acum și probabil și de acum încolo, au nevoie de votul UDMR-ului. Un partid care, conform legii, n-ar trebui să existe. Da, Partidul Civi Maghiar e înscris ca partid. Poate funcționa. UDMR-ul nu poate să funcționeze dacă ne luăm după legea actuală. Cu toate acestea e bine, mersi. Și ei fac, rămân totdeauna la guvernare, totdeauna și urmăresc interesele proprii. Nimic de zis din acest punct de vedere, dar a face ca românii să nu aibă, sunt sate sunt în foarte multe locuri din Ardeal, mai ales din cele trei județe cu populație majoritar maghiară, românii nu au școli în limba română. Ca să ai o școală în limba română trebuie să respecti niște norme practica în restul țării. În timp ce pentru 5 elevi maghiari faci școală în limba maghiară, faci clase în limba maghiară. Pentru copiii români, dacă n-ai 20, să zicem, nu faci și copiii respectiv sunt obligați, atenție, ca în România să învețe în limba maghiară sau să meargă la zeci de kilometri ca să învețe în limba română. Ca să nu vă mai spun și alte amenințări pe care le aud și le știți și dumneavoastră auziți dacă aveți în zonă sau v-au povestit oamenii autoritățile noastre au încercat acum, pentru prima dată, chiar dicotul cotul ăla atât de criticat de unii, mai ales după arestarea Alinei Bica, bine, nu, nu o să facă DNA-ul, DNA-ul are alte preocupări, gen vot din diaspora, deși nici aia nu se încadrează pe profilul nici asta n-a trebuit să fie de DNA, să nu înțelegem. Spuneam, Dicotul face acest dosar, E o acțiune de mare curaj dacă nu s o opri pe drum pentru că știți cum e, partea cu Ungaria e foarte delicată. Primarul municipiului Sfântul Gheorghe, Antal Arpad, a declarat, a declarat astăzi, după ce s-a auzit de la Dicot că începe urmărirea penală în Rem pentru amenințare, că maghiarii sunt pedepsiți pentru votul de la prezidențiale și a susținut că acțiunile prefecțiilor împotriva Consiliului Locale reprezintă provocări venite de la București. Aha! Deci o punem cum? A, păi nu, maghiarii au votat cu Claus Iohannis. A, și de aia guvernul ăsta a, PSD face și drege în zona maghiar. Eu cred că nu-i mai ales că atenție, nu o face guvernul. Deci pur și simplu Dicotul a început o cercetare. Dacă tot respectăm instituțiile statului, hai să le respectăm până la final. Vedem dacă e cineva vinovat sau nu. Dar de când ai început uh, chestiile acestea de intimidare, arată ce? Arată că tu în anii ăștia ai fost obișnuit să nu ți se întâmple nimic, să faci absolut ce vrei și vreau să vă spun că în zona secuilor, în zona maghiară se întâmplă ce vrei și ce nu vrei și nimeni nu este tras la răspundere. E o acțiune de mare curaj a statului român, a adicotului în cazul ăsta, dar eu mă îndoiesc că se va duce până la final. Rămâne să urmărim în lunile următoare acest subiect, dar vă spuneam, mă îndoiesc pentru că, în general, maghiarii din România au avut una mai multe drepturi decât românii în propria lor țară. Și de ce vă spun acest lucru? Cu ani în urmă vorbeam cu reprezentanții ai minorității române din Ungaria, un domn profesor de istorie din zona Seged, care mi-a explicat un lucru: că dacă, românii, deci dacă România ar trata minoritatea maghiară așa cum e tratată minoritatea română din Ungaria, deci ungurii ar pierde o serie foarte mare de drepturi și privilegii. Dar. S-a putut, românii au fost în situația în care suntem în zona din Europa Centrală și Răsăriteană, În România, minoritățile, și nu e vorba numai de cea maghiară, au cele mai multe drepturi din toată zona. Nu mi se pare neregulă să le aibă, dar în momentul când depășești drepturile națiunii majoritare, mi se pare total în neregulă, ca să nu vorbim că ar putea fi vorba de mai mult, e vorba de... am putea să suspectăm și politicienii care acceptă acest lucru să fie acuzați de trădare națională și alte lucruri mult mai grave. Nu știu dacă ar fi cazul acest lucru, dar vă spuneam, dicotul ar trebui, dacă tot s-a înhămat la asta, ar trebui să fie lăsat să lucreze. Că a fost așa, că nu a fost așa, vom vedea la momentul când vor fi rezultatele, rezultatele anchetei, dacă se va ajunge vreodată la niște rezultate. Nu e vorba, încă o dată spun, nu e vorba de patimi naționaliste sau, sau de altă natură. E vorba de să fim, suntem cetățeni europeni, toți avem aceleași drepturi în nivelul Uniunii Europene, nu au ungurii, maghiarii, unele mai mari decât celelalte. Și atenție că ei provocă probleme și în Slovacia și în alte părți unde mai există o minoritate maghiară. Vreau să vă mai spun apropo de acest lucru. Deputatul UDMR, Lazlo Borbei, a declarat și el astăzi că Dicotul nu se referă la niciun fel de speță în comunicatul în care precizează că s-a început urmărirea penală în REM pentru amenințare în urma declarațiilor făcute la în ședința Consiliului Reprezentanților Unionali ai Uniunii Maghiare din România, de la Târgu Mureș. Așa că să fim liniștiți. Deci poate a fost doar o declarație. Eu zic că Borbe știe el mai bine cum sunt lucrurile la București. Probabil că o să condiționeze niște voturi și totul se oprește e, aici dar ar fi bine ca lucrurile să să fie puse în ordine mai ales că atenție liderul UDMR vizat de dicot pentru amenințare a declarat astăzi noșalant îmi mențin afirmația ceea ce înseamnă că nu se teme el de autoritățile românești nici cât e negru sub unghi. dar asta e altă problemă și rămâne să vă spuneam, să se rezolve pe parcurs nu o să abandonăm subiectele și sociale, dar și politice, fără a vorbi, să știți că lucrurile sunt departe de a se lămuri politica românească. Dacă, pe o parte, PSD-ul este în convulsii după pierderea alegerilor prezidențiale și lucrurile nu sunt lămurite cel, pentru, cel puțin până la Congresul din luna martie sau când va fi, Vreau să vă spun că lucrurile nu sunt deloc lămurite nici în PNL. Chiar și aici la Gorj. Dacă aici la Gorj avem un conflict tot mai evident între Dian Popescu, președintele PNL-ului vechi, și Dan Vâlceanu, președintele PDL-ului vechi, bine, probabil un conflict pentru cine va fi șeful aici la Gorj, pentru că asta e problema, la nivel central, problema nu s-a lămurit, e vorba de moștenia lui Iohannis. Mâine se va petrece alegerea și candidează doi, e vorba de Atanasiu și de Orban. Dar atenție, Ludovic Orban este sprijinit și de Clint Antonescu, fostul lider, și are cel puțin 30 de filiale, după câte anunță, în spatele său. Și mâine se va alege cine va fi președintele. Dacă va fi Ludovic Orban, va fi o problemă de colaborare între PNL-ul V și pdl un nou PNL. Așa că, până la a ne pune probleme să facem un guvern, va fi problemă să se lămurească apele și aici. Politica românească are încă multe necunoscute pentru anul 2015. Am lăsat voit mai în spate, pentru a trece după aceea, din nou, la momentele despre Revoluția, două subiecte a spune a, destul de importante și cred că instituțiile încep să funcționeze și în România. Adică, pentru prima dată, nu mi-aduc aminte să mai fi fost și bănuiesc că n-am mai fost până acum, CSM-ul cel atât de hulit care i-a spus și lui Băsescu, vezi că ai luat o razna, și lui Victor Ponta, vezi că ai luat o razna cu declarație pe justiție și mai ales a îndrăznit să-i spună Monica Imacovei această somitate în domeniul justiției. Bine, nu știu acum dacă e, dacă e bine să folosim ghinimele sau nu, dar după părerea unora ar trebui folosite ghinimele. Spuneam, deci după acesta CSM-ul acum îi spune și DNA-ului. Vezi? Că ai luat o razna, deci ca instituție. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat o decizie fără precedent în ședința de azi. CSM a decis că DNA a afectat independența justiției printr-o sesizare la adresa judecătoarei Rodica Cosma. Aceasta a refuzat să dea curs cererii DNA de arestare a primarului Constanței Radu Mazăre. Mai exact, la data de 10 septembrie 2014, prin hotărârea numărul, prin hotărârea numărul 832, Secția pentru judecători din cadrul Consiliului a solicitat inspecției judiciare efectuarea de verificări privind posibila atingere adusă independenței justiției și a unui judecător din cadrul un altei curs de către DNA. Verificările efectuate au, eviden au evidențiat următoarele. La data de 25 aprilie 2014, DNA a sesizat inspecția judiciară în legătură cu posibila săvârșire a disciplinare prevăzute, bla bla bla. Uh... De fapt, demersul DNA a fost făcut public în presă și a generat formularea unor comentarii cu privire la soluția adoptată în cauză. Sub aspectul săvârșirii abatelor disciplinare de către doamna judecător, Inspecția Judiciară a dispus clasarea cauzei, constatând că nu există indicii de săvârșire a abatelor disciplinare menționate. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii au reținut că demersul DNA inițiat anterior rămânei definitive a soluției pronunțate în cauză, aduce atingere independenței sistemului judiciar în ansamblu său, cu atât mai mult cu cât soluția dispusă a fost menținută și la calea de atac. S-a mai reținut că împotriva soluțiilor pronunțate de judecători pot fi exercitate căile de atac prevăzute de lege. Deci nu să ne spună uh, DNA-ul dacă e bine sau e rău. Păi ne întoarcem la ce era zilele trecute cu bugetul. Știți că când s-a răstit, s -a răstit și la Victor Ponta, la Vâlco, ministrul finanțelor, la toți au dat în el că nu știu ce, deși atenție, nu exista situația. Deci, practic, aveam bugetul pe care îl ceruse, pentru că acolo până la 25 de milioane cât cereau ei, era vorba de hotărâne judecătorești care se dau în această toamnă sau se vor da în cursul anului viitor. Deci e cu totul altă gâscă. E, Nimeni n-a îndrăznit dintre politicieni să pună la punct pe măria sa DNA-ul. Iată că tot colegii din domeniul justiției o fac. CSM-ul, care e autoritatea numărul unu în materie de justiție din România, conform legii, nu că s-ar implica foarte mult, spune acum că intervenția DNA-ului este de natură să aducă atingere independenței sistemului judiciar în ansamblu său. Deci incoruptibilii de la DNA au o mare, mare problemă. Uh, discutam recent cu câțiva colegi din presă, care sunt mai în glumă, mai în serios, îmi spuneau o chestie. Uh, știm că uh, România este afectată de corupție, cam la nivelul tuturor instituțiilor, de la înalta curte, unde s-au găsit probleme, până oriunde, în politică, în poliție, peste tot. Și îmi spunea, ce că, bun, dacă DNA-ul este câinele de pază anticorupție, în DNA dacă vor fi corupți, cine îi găsește? Cine îi cercetează? E o întrebare bună și mulțumesc pentru asta unui coleg respectat din presa gorjeană, pentru că e o întrebare bună și dintr-un alt motiv, și anume... Uh, știm, sunt câteva cazuri de procurori din DNA care sunt acuzați de abuzuri. Nu se întâmplă nimic cu ei. De ce oare? Poate, poate sunt nevinovați, nu asta e problema. Dar nu se întâmplă, nu aflăm nici că e, va, e verde, nici că e neagră. Cred că ar trebui lămurite aceste lucruri și poate aici este una din problemele mari. Uh, pentru ultima parte a emisiunii, o să încerc să mă refer din nou la momente, așa cum am promis în fiecare seară. Mă refer la Revoluția din decembrie 1989, nu înainte de a mai semnala un subiect, încă o dată, un subiect care se referă la linșajul mediatic pe care l-au declanșat unele organe de presă asupra doctorului Iraed Arafat, cel care conduce, să spunem așa, coordonează partea de urgență din România. Anumite organe de presă îl linșează acum pe... Într-adevăr, e o problemă, din câte am văzut, se lasă cu demiteri, a început, parchetul general a deschis și un dosar în REM în prima fază pentru cererea de pentru omor din culpă, dar pe, problema, problema, rămâne, dar nu știu ce vin ar putea să aibă un coordonator, adică șeful urgenței pe țară, și atenție, el vine din spre domeniul medical, că pompierilor de la Constanța nu le-a pornit motorul la barcă. Văd o prostie în aceste zile, se repetă și ieri și astăzi, cel puțin pe anumite canale, și anume că pompierii n-au avut cheia la, cheia la motorul bărci și de aia n-ar fi pornit barca. Ori, eu am văzut, e adevărat, pe un alt canal de televiziune, dar am văzut exact tipul acela de barcă, mi s-a explicat, barca respectivă are un motor care merge pe sfoară, tragi de frânghi aceea, de sfoară aceea și pornește, sau nu pornește, bineînțeles. N-are nevoie de nicio cheie. A, de ce n-a pornit motorul este altă problemă și asta trebuie închetată și deja a început să se lase cu demiteri, șeful ISU Constanța, prefectul de Constanța și bănuiesc că vor umbla vor umba și alții pentru că premierul a cerut o anchetă în cadrul departament, Departamentul de Situații de Urgență. Dar noi de fapt nu avem treabă. asta, Arafat e de vină pentru tot. De ce e asta? de ce trebuie să-l găsim pe el vinovat neapărat, de ce trebuie să... Avem și noi în România, aveam cel puțin câteva personalități care s-au remarcat, un fel de... Deci personaje intangibile totuși, cel puțin pentru unii, și acum încercăm să dobărâm un mit. Mitul Arafat. Și, atenție, cine e por drapelul acestei lupte împotriva lui Arafat? Un infractor. Da. Deci nu, să mă, nu, nu risc nimic în fața DNA-ului, este uh, DNA-ului, îmi ce scuze, CNA-ului, și anume, uh, Nicușor Constantinescu de la Constanța are nu știu câte dosare, este, atenție, sub control judiciar și în unele deja are o condamnare, e adevărat cu suspendare, deci putem să-l numim infractor. Dar nu asta e problema. El ne spune diverse lucruri despre elicopterul cu pricina, elicopter care, atenție, este în momentul de față a închetat situația de DNA pentru cumpărarea acelui elicopter care era folosit, atenție, până anul trecut când a fost luat de cei de la Smurt, era folosit pentru plimbările președintelui Consiliului Județean și apropiaților săi. Deci nu era socotit pentru urgență, deși fusese cumpărat pe fonduri europene pentru urgență. Deci, noi luăm de bune tot ce spune individul respectiv care știm cum a fugit din țară sau n-a fugit, știm că era urmărit sau nu era urmărit, știin că era bolnav sau nu era bolnav, sau și mai mult, știm că toată lumea îl urmărea și vroiam să-l aducem în țară, să-l cercetăm și apoi am dat drumul în libertate. România, țara tuturor posibilităților și al multor neputințe. Spuneam Ultimile minute uh, sunt dedicate uh, Revoluției din decembrie 89. Să ne amintim acele momente. Uh, datorăm acelor evenimente foarte multe lucruri din România. Uh, trebuie să și vreau să vă spun că e de prost gust ce s-a întâmplat astăzi în Parlamentul României, tot acel scandal cu revoluționari, cu parlamentari. Uh, nu știu dacă revoluționarii respectivi au vreo. cum să vă zic, au vreun cuvânt de, de spus după ce s-a întâmplat în România, dar până la urmă au niște merite incontestabile la momentul acela. Nu foarte mulți aveau curajul să, iese, să iasă pe stradă. Din acest punct de vedere, ăsta e mare lor merit. Că au avut după aceea privilegii timp de 25 de ani, pensii și alte avantaje, e cu totul altceva. Dar lor le datorăm un lucru foarte important. Faptul că regimul Ceaușescu s-a prăbușit. A, că la 25 de ani de la evenimente nu o ducem în mare parte mai bine ca atunci, este cu totul altă problemă. Uh, îmi spunea un uh, fost elev pe, uh, pe Facebook la o postare de-a mea legată de Revoluția din decembrie 89 că, în, uh, după cum vede lucrurile, uh, se vor rezolva toate aceste probleme după ce va dispare generația care a trăit înainte de, sau care crede că era mai bine înainte de 1989 nu știu dacă ar trebui să ne bucurăm pentru aceste lucruri. Până la urmă, fiecare generație dispare, asta e legea firii, asta e, asta e ființa umană. Dar ar trebui ca oamenii să constate și aceia care au trăit înainte și zic încă că e mai bine ca atunci, să spună că e măcar la fel ca atunci. Dar pentru asta, politicienii ar trebui să fie mai cinstiți, să lucreze în slujba României și să aducă un, o plus valoare în momentul când sunt în puși, pentru cei care i-au ales, nu pentru ei personal. Că am spus și în alte seri, politicianul român când ajunge la vârf, sigur este un om bogat, realizat pentru el și copiii și nepoții sau poate și alte generații. Dar, vorbind despre Revoluția din decembrie 89, rămân foarte multe probleme. Astăzi chiar am aflat faptul că totuși Ion Iliescu nu a fost chemat la DNA, nu a fost audiat pe dosarul Revoluției. De fapt, ce ar mai putea să spună, pentru că a mai multe cărți despre Revoluția din decembrie 89, dar sunt unele lucruri care ar trebui să ne hotărâm dacă le facem sau nu le facem, le spunem sau nu le spunem. Președintele Claus Iohannis spunea ieri, propunea de fapt, un muzeu uh, al regimului comunist. Bun. Să spunem, sau despre atrocitățile regimului respectiv. Bun. Dacă spunem aceste lucruri, haideți să spunem și ce s-a întâmplat în decembrie 89. Știm deja aceste lucruri, știm, cum spuneam, de implicarea serviciilor secrete străine, știm despre faptul că în decembrie 89 a fost o imensă manipulare a fost o lovitură de stat mascată de atenție, ieșirea lumii, susținerea populară anti-regim comunist, că erau foarte multe interese ca România să iasă din, din acea parte, de, din sistemul comunist, care de fapt nu mai era, inclusiv rușii aveau acest, acest interes. Dar, încă o dată spun, noi ne-am rupt de acel trecut, Poate chiar în zilele Revoluției, poate faptul că împărțirea puterii între Ion Iliescu, clar susținut de Moscova, cu studii la Moscova, și Petre Roman, care, din câte se pare, avea sprijinul și a fost impus de Occident, a făcut ca România să meargă în direcția bună. E adevărat, destul de greu, cu mineriade. Apropo, eu n-aș vorbi. Nici în aceste zile, și nici perioada 89-90, plină de necunoscute, și datorită faptului că acei agenți provocatori, acei agenți ruși care au fost în România, câteva mii sau câteva zeci de mii, nu plecaseră în iunie 90 din România. Provocările acelea poate au fost făcute și de ei. Cred în acest scenariu, sunt cărți nenumărate. Mihai Stoinescu are foarte multe lucruri pe acest domeniu, el a cercetat arhivele și este și un fost ofițer al serviciilor speciale, deci știe, are formația să poată găsi anumite lucruri. Cred că trebuie să ne lămurim trecutul ca să privim spre viitor. Dacă nu înțelegem acest lucru... Ne va costa foarte mult în perioada, în perioada următoare. Vreau să vă spun, apropo de ce s-a întâmplat în decembrie 1989, unul dintre personajele cele mai controversate a fost Silviu Brucan. Gândiți-vă că Silviu Brucan, care avea domicilul forțat, în Dămăroaia, în București, un cartier la periferie, reușea, deci cu acordul securității în acea vreme, reușea să facă deplățări în străinitate, să meargă la conferințe, să dea texte la Europa Liberă, chiar și în anul 1989. Mai mult, poate ar trebui să explicăm mai bine ce e cu scrisoarea celor șapte lideri care a fost prezentată de posturile străine și care a prefațat cumva evenimentele ce au urmat în, în, perioada următoare. Poate că, ca să vorbim de Revoluția în decembrie 89, ar trebui să vorbim și de altceva, de Valea Jiului 1977, de Motru 1981, de Revolta Minerilor, deci Valea Jiului Motru și de revolta mulțitorilor brașoveni din noiembrie 1987. Sunt momente care au șubrezit și mai mult regimul, au pregătit ce s-a întâmplat în 1989. Dar momentul 89 rămâne foarte controversat și, după părerea mea, nu va putea fi lămurit decât în momentul când vom avea curajul să spunem ce s-a întâmplat. Și aici nu e vorba de că să avem noi curajul, noi oamenii, pe noi l-am spus în general, sunt și lucrări pe această temă, să fie statul cel care recunoaște implicarea, vă spuneam, a unor servicii străine și nu numai. Și a imensei manipulări care s-a creat în decembrie 89. Ca să dăm, de fiecare dată o dăm, știți, nu putem să spunem adevărul că e Iliescu, că sunt lals, că nu știu ce. Nu cred că asta e problema, mai ales încă o dată vă spun, Iliescu n-a mai avut putere decizională de cel puțin 10 ani. Și atunci, ce ne împiedică să spunem adevărul? Practic n-am făcut niciun pas, pentru că nu putem să spunem unele lucruri, lezează, să zicem, politica externă și din, acest moment, din acel motiv nu putem să facem nimic în, acest, în această direcție. Vreau să vă spun, apropo de ce s-a întâmplat astăzi în Parlament, de spectacolul acela grotesc făcut și de revoluționari și de politicieni, că mai este, uh, mai este și o altă, o altă problemă. Și anume, să ne gândim ce putem să facem pentru decembrie 89, ca acel moment să nu fie uitat. Jerfa tinerilor omorâți la Timișoara, la Iași, la Sibiu, la București, să nu fi fost în zadar. Deocamdată, cei care își plâng încă morții din decembrie 89, așteaptă dreptate care nu s-a produs. Sunt multe alte lucruri despre decembrie 89, o să le mai discutăm și cu alte ocazii. Nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru atenție și să vă dau întâlnire într-o altă seară. Mulțumesc de atenție, la revedere!